ambasada Rusiei și a venit un reprezentant al forțelor de ordine care insista să facem protestul peste drum sau la altă acțiune publică, niște reprezentanți care apărau sau na, un paznic de la Curtea Constituțională care ne spunea că trebuie să fim la 50 de metri. Și a fost nevoie să încercăm un pic cu el, mă rog, de intervenția promptă a poliției și felicit pentru asta, când au venit și au spus că au voie. Deci ne-a apărat, probabil pentru prima dată sau în foarte puține cazuri în ultimii 2 ani, când polițistul spune că au voie, așa spune legea. Deci ne-am dorit ca restanțele care nu au fost până acum soluționate să fie soluționate, iar cei care au încălcat legea pe parcursul anilor să nu mai lucreze în Ministerul de Interne sau să fie penalizați conform legii, astfel încât să știm că cetățenii când ies în stradă vor fi apărați de poliție și nu obstrucționați. V-aș mai întreba, de ce credeți că protestează numai o mână mică de oameni? De ce de 135 de proteste, probabil, din 2010, 30, probabil sunt ale Hyde Park-ului? Pentru că noi știm legea și pentru că milităm pentru libertate de exprimare, dar ce facem cu cetățenii care și acum știu că nu e voie? Ce facem cu satele care în ultimii 50 de ani n-au avut niciun protest? Administrațiile locale, probabil, nici nu informează cetățeanul că au acest drept și nici nu sunt receptivi atunci când vine cineva cu solicitare de autorizare sau de notificare a unei întâlniri, le spune că dați îi trebuie asta și îi descurajează. Deci, probabil, organizațiile ar trebui să ajungă și în mediul din afara Chișinăului pentru a monitoriza ce se întâmplă. Administrațiile centrale și locale ar trebui să prezinte niște cifre ce se întâmplă în teritoriu, astfel încât chiar să fim un exemplu și nu doar cu cazuri care ajung la CEDO, dar un exemplu în care cetățeanului îi este asigurat dreptul la exprimare, dreptul la întâlnire. Într-adevăr, legea din anul 1995 prevedea obligatoriu autorizarea oșilor evenimente publice. Mai mult de atât, aceste evenimente publice urmau a fi declarate cu 15 zile înainte de pierderea sigurării întâlnirii. În acest considerent, problemele care apăreau între organizatorii întâlnirilor și poliții cum și primării, anume din considerentul lipsei de autorizație pentru desfășurarea întâlnirii. Această stare de lucruri s-a menținut practic până la adoptarea legii noi și chiar legea nouă, cum a vorbit și domnul Brega, Ulei Brega, deci în ziua când a apărut monitorul cu legea nouă, deși ne-au testat, într-adevăr, testarea nu a fost corectă din considerent că la acel moment colaboratorul de la s-a aflat în serviciu când a apărut acest monitor oficial, nici un colaborator de poliție nu cunoștea despre apariția legii noi și iarăși a stărit un val de nemulțumire și înțelegere între organizatori precum și organele de poliție. Evident că, conform legii ei, am reacționat la acel moment și persoanele au fost reținute și aduse în serviciu sectorului de poliție. Deci, personal consider că Comisia pentru drepturile primarului municipiului Chișinău, care a activat conform legii vechi, este utilă și pentru ziua de astăzi. Într-adevăr, se discută foarte multe probleme. Într-adevăr, au fost și cazuri în care au dus la refuzul desfășurării unor întâlniri, însă, în mare parte, totuși, întâlnirile au fost acceptate și s-au desfășurat în modul în care au solicitat organizatorii. La o prezentare mai înainte, domnul Ostafa, mai, la un seminar, am mai dus la cunoștință, iarăși, tot vor discuti la activitățile la domeniul dat și s-a vorbit despre numărul autorizărilor, numărul evenimentelor neautorizate de către primăria municipiului Chișinău. Deci nu este așa de mare procentul, după cum se va părea la prima vedere. Deci odată cu apariția legii noi, deja cum au menționat și vorbitorii, deci în adevăr sunt mai puține probleme, deci poliția se conformează legislației în vigoare și persoanele care au dorit să se manifeste într-un fel sau altul, într-un om sau altul, deci aceste impedimente nu le întâlnim. Spre regret, suntem oamenii legii și suntem nevoiți să reacționăm în comunitate cu legea care este la momentul în care acționăm. Mă bucur faptul că am avut posibilitatea să discut cu experți din alte structuri polițienești, cum ar fi din Londra, este și domnul Adam Augustinici prezent, cu reprezentanții poliției din Olanda, Spania și Polonia. Deci, în principiu, tacticile de activitate sunt similare, cu mici poate excepții,
Unica, probabil e și bine, unica diferență care m-ar interesa pe mine este faptul că nu primăria în aceste localități sau țări se ocupă de autorizarea întâlnirilor, dar personal se ocupă poliția. Deci, dumnealor tot desfășoară tactici de prevenire a diverselor trăferi la întâlniri și solicită prezența organizatorilor de întâlniri în sediul poliției, unde pun toate întrebările care le au vis-a-vis de desfășurarea unui sau altui eveniment. Spre regret la noi, în municipiul Chișinău aceasta, tot timpul am întâmpinat probleme, considerând că chemarea la sectorul de poliție sau sediul considerat de poliție, deci a fost apreciată ca o intimidare a organizatorilor întâlnirii. De aceea consider că totuși este nevoie și în continuare de găsit acel parteneriat cu organizatorii întâlnirii să fie chemați în sediul sectorului de poliție sau considerat de poliție, să fie pusă la toate toate întrebările în așa fel ca să putem organiza menținerea ordinii publice. Deci legea actuală la fel prevede un termen când este nevoie de depus declarații prealabile. Este vorba de 5 zile. Dar totodată această lege nouă prevede și așa o opțiune că orice întrunire desfășurată fără declararea prealabilă nu se insistează. În legea veche noi nu am avut așa stipulare și în acel considerent ne-am fost trebuit să reținem persoane și pentru a le documenta în vederea organizării teritoriului întrunirii fără autorizarea respectivă. Acum, eu nu mi-am gândit cazuri recente, chiar anul curent sau anul trecut când noi am documentat persoane pentru organizarea și desfășurarea întrunirilor. Vreau să aduc la cunoștință că noi nu suntem prezenți la menținerea ordinii și numai la întâlnirile de liberă exprimare, suntem și la alte evenimente cu caracter sportiv, cultural, distractiv, care se desfășoară în locuri publice. Și numai pe parcursul primilor 5 luni de zile, noi, deci, de asemenea evenimente, am avut peste 2500 în municipiul Chișinău. Fapt care impune poliția să se organizeze la un nivel de serios, în așa moment ca să fim la fața locului și să ne pierdă toate evenimentele care sunt în municipiul Chișinău. Clar, majoritatea evenimentelor desfășoară în piața mare internațională. Deci avem evenimente când în același loc, la aceeași oră, contra evenimente se organizează, deci iarăși suntem nevoiți să asigurăm și deținem ordinea publică. Însă, în acest context, vreau să, de acord cu cunoașteți iarăși din experiența țărilor străine, deci în dotarea poliției există, așa zis, garduri de separare. Deci noi, spre evident, asemenea garduri nu avem și suntem nevoiți să ne aflăm noi în uniform, în mijlocul mulțimii, ce iarăși câteodată trezește din partea organizatorilor întâlnirii unde suspiciuni de intimidare au participanților la asemenea evenimente. Deci, ce ține de organizarea paradelor gayilor și lesbienilor? Deci, într-adevăr, nu e primul an când s-a încercat asemenea parade să fie organizate în piața mare națională. De fiecare dată, poliția, în baza informațiilor obținute din diferite surse, am informat pe procuratura și primăriei municipiului Chișinău despre eventualele riscuri. În acest context, evident că și primarul și procurorul au întreprins măsuri ca să evite asemenea încălcări care puteau fi. Deci, cel puțin din anul 2002, această organizație este înregistrată în Republica Moldova și special se află în municipiul Chișinău. S-au organizat diverse festivaluri, se cheamă Raduga Năzbistrom, nu știu cum traduce corect să spun. Deci, toate evenimentele au avut în localuri, restaurante, centri de grăbăt, să spunem așa. Deci, care va încălcări la acest compartiment decât simplificări din partea altor reprezentanți a societății noastre? Deci, nu au fost. Iar în 2000, când s-a încercat totuși să iasă în piața mare națională, atunci noi am avut nu numai persoane, cum le-a spus dumneavoastră, extremiste religioase, dar am avut și Asociația Veteranilor de Război, Asociația de Combatanță, adică mai multe asociații de combatanță, dar unii combatanță de război. Am avut asociații sportive care se ocupă cu lupte marțiale și iarăși aceleași organizații religioase pe care ați vorbit. Adică, contra manifestanței Pride-ului din anul 2008 au fost de 10 de ori mai mult decât însuși participanții la aceste evenimente. Evident că am fost între aceste două tabere, evident că poate nu am putut să evităm unele altercații verbale, deoarece fizice nu vă pot raporta că au fost înregistrate, deoarece n-am fost. Și totuși ne-am străduit să menținem ordinea publică în asemenea situație, la nivelul cel mai înalt. Evident că societatea civilă nu este gata la acest moment, chiar și astăzi, după atâtea tentative de desfășura astăzi de parade, nu este gata societatea noastră să admită ca astfel de
societate, deci în piața Națională, în Parlament sau în altă parte, să organizeze acțiuni în locurile publice. Însă, după cum v-am spus, practic din anul 2002, dânsii desfășoară evenimente sale, fără care au probleme, în locuri puțin mai deosebite, mai închisă, ba chiar și depuneri de flori au loc practic în fiecare an, în momentul persoanelor represate, din strada care au cheie. Deci, ca să finisez cu raportul meu, vreau să spun că poliția la fel este o parte componentă a societății și se dezvoltă împreună cu societatea. Și vă rog să nu credeți că poliția este menită numai ca să suprime cetățenii sau intențiile de desfășurare unor sau altor controliri sau liberă de expresie. Deci, atâta timp cât este legislația în vigoare, deci noi ne conformăm aceste legislații. Și vom merge în continuare pentru ca să găsim tot un parteneriat și, după cum s-a mai spus, deci în întâlnire la acest moment sunt oameni de răspund, în care trebuie cum întrebuie. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim și noi pentru discursul pe care l-am prezentat și, într-adevăr, este necesar și poate este momentul ca populația să vadă în poliție prietenii și apărătorul drepturilor omului. Exercitarea libertății de întrunire în Polonia. Vreau să vă ofer ceva informații generale despre legea privind întrunirile din Polonia, care stabilește drepturile și obligațiile diferitor părți implicate și câteva remarci din perspectiva avocatului parlamentar. Deci, ca comentarii generale, vreau să accentuez că întrunirile reprezintă elementul principal al unei democrații, creând posibilitatea de a influența procesul politic și de a protesta și de a critica. Cât privește pentru grupurile minoritare, aceasta sporește legitimitatea lor și acceptarea de către structurile executive și alte structuri. De asemenea, este important de a accentua că într-un sistem democratic, drepturile grupurilor minoritare trebuie să fie deci, apărate și trebuie să fie respectate. Opinia majorității nu este opinia care decide. Conform Constituției poloneze, libertatea întrunirilor pașnice și participarea la aceste întruniri trebuie să fie asigurată tuturor persoanelor. Orice restricții a aceste libertăți pot fi impuse doar prin lege. Orice restricții sau limite pot fi impuse doar atunci când aceste restricții sau limite sunt necesare pentru a proteja unele valori, cum ar fi securitatea și ordinea publică, protecția mediului natural sau protecția moralei sau drepturilor și libertăților altor persoane. Însă astfel de restricții și limite nu vor încălca esența acestei libertăți. Deci de fiecare dată când sunt impuse aceste restricții, trebuie să fie respectat principiul necesității și proporționalității. În Polonia, ca și în Republica Moldova, avem deci o lege specifică care permite exercitarea dreptului la libertatea de întruniri. Noi avem o lege din 5 iulie 1990, care se numește Legea privind întrunirile. În conformitate cu această lege, fiecare persoană are dreptul la întruniri pașnice. O întrunire este o întâlnire de cel puțin 50 de persoane care s-au întâlnit pentru a discuta anumite probleme sau pentru a-și exprima în comun o poziție. În cadrul acestei definiții, noi nu avem evenimentele sportive, cum ar fi meciurile de fotbal, nu avem în lume. The right to organize assemblies is granted to persons with full capacity to legal acts. So a minor cannot be the organizer, but the minors can participate in the assembly. Legal person, other organization, as well as group of persons may organize the assembly. The provisions of the Act on Assemblies do not apply to assemblies
that are organized by state or local government authorities. And those assemblies which are held within the activities of the Catholic Church or other churches and religious unions. The procedure in cases pertaining to assemblies is a commissioned function of communal authorities. The voivode is the authority competent to examine appeals against decisions issued by communal authorities in cases pertaining to assemblies. The voivode is a governmental body in Belgium. And of course, administrative courts consider complaints against such decisions. The law on assemblies gives us the definition of a public assembly. It is an assembly organized in the open, in areas accessible to unspecified individuals, and it must be reported in advance to the communal authority. There is an exception. The Commune Council may specify areas where organization of the assembly does not require notification. We had such area in Warsaw in 2008, but it wasn't used that often by the citizens, and now we have only this general rules applied in Warsaw. But now in Poland we are considering to establish an obligation to indicate such places in each community. In each community. According to the law, assembly and notification of the organization of public assembly should be delivered to the community authority no later than 3, but no earlier than 30 days before the planned day of the assembly. How about assemblies without required notification? The lack of notification cannot justify the assembly assessment as illegal. It is according to the European Court of Human Rights rulings. So according to that, illegal assemblies will be only those which were prohibited by communal authority on grounds specified in law. Assemblies disbanded by the organizer or by the communal authority representative who took part in the assembly. And assemblies conducted against special regulation, for instance, during the state of emergency. What is the purpose of notification? The registration of the planned assembly, but which is more important, allowing the communal authorities to prohibit the public assembly according to the grounds specified by law, and allowing the law enforcement agencies proper exercise of their positive obligation to protect the participants of the assembly and other people. Spontaneous assemblies are not regulated in Polish law, but are protected under the Polish Constitution. According to the law on assemblies, if we talk about the responsibilities of the organizer, is to give the notification about public assembly to the communal authority. This notification should contain the following data of the organizer. It is important to indicate who is the organizer. He cannot be anonymous, contrary to other participants of the assembly, because of his responsibilities concerning the event. The notification should also be the purpose, agenda, and language in which participants in the assembly will communicate. Notified purpose and agenda is considered by the communal authorities in light of the grounds for prohibition of the assembly. The notification should also contain the place and the date, starting hour, planned duration, expected number of participants in the planned meeting area, if the agenda provides for a change of location in the assembly. These elements cannot be changed by the communal authority. It is important to notice that in the European Court
the timing of public meetings as well in order to voice certain opinions may be crucial for the political and social way of such meetings. So state authorities may in certain circumstances refuse permission to hold a demonstration, but cannot change the date on which the organizers let it hold up. In a court view, freedom of assembly is prevented from being exercised at a propitious time and might be rendered meaningless. The notification should further contain a description of the measures the organizers plans to employ towards securing a peaceful course of assembly. It is important to notice that good practices are developed. Many examples, especially the bigger ones, the biggest, have interior regulations. Stewards and our professional assistants also this is used. The organizer should also in his notification give information on the measures which he requests from the community. What are the grounds to for prohibition of a public assembly in Poland? The communal authority shall prohibit a public assembly if the purpose or fact of holding of that assembly is against the law of assemblies, or violates the provisions of penal law, or if the holding of that assembly may pose a threat to the life or health of individuals or to property considered value. I would like to give you some excerpts or remarks from the court's rulings in cases where decisions on prohibition, the assemblies were challenged. I would like to add that this situation is rather rare in Poland. I mean, given the decision of which prohibits the assembly. So, it is the obligation of public authorities to guarantee the enjoyment of freedom of assembly, regardless of the political views, plus the public obligation to ensure the protection of groups organizing demonstrations, regardless of the degree of controversy of the publicly expressed views and opinions, provided that legal provisions have not been transgressed.